Vă mulțumesc, domnule președinte, de ședință. Stimate colegi, stimate colege, stimați colegi, s-a mutat Ripenul, Holocaustul uitat al romilor, săvârșit de regimul nazist și de alte regimuri și aliații ale acestora asupra romilor, este un fapt ignorat și necunoscut de publicul larg. Adesea nerecunoscut ori nepredat în școli, ceea ce plasează romii printre victimele ignorate ale crimelor și atrocităților din timpul celul de-al doilea război mondial. Conform estimărilor, în timpul celui de-al doilea război mondial, 500.000 de romi au fost exterminați. În România, 25.000 de romi au fost deportați în vederea exterminării în Transnistria. În timpul celui de-al doilea război mondial, în lagărul Auschwitz-Birkenau au fost uciși 23.000 de romi. Într-o singură noapte, în noaptea de 2 august 1944, au fost uciși 2.897 de romi, în majoritate femei, copii și bătrâni. Acest eveniment istoric este cunoscut în istoria celui de-al doilea război mondial ca fiind singura revoltă de la Auschwitz-Birkenau, iar noi, romii, de la nivel național și de la nivel european, am declarat această zi ca fiind ziua rezistenței romilor. Astfel, această dată a fost aleasă de organizațiile romilor și recunoscută la nivel european ca zi de comemorare a victimelor de etnie romă din perioada celui de-al doilea război mondial. În acest sens, la 15 aprilie 2015, Parlamentul European adoptă o rezoluție prin care recunoaște data de 2 august ca fiind ziua europeană de comemorare a Samuda Ripenului, Holocaustul uitat al romilor, și totodată solicită statelor membre și parlamentelor naționale să adopte și să recunoască însemnătatea istorică deosebită a acestei date. Închei prin a vă spune că Samuda Ripen este un cuvânt din limba romanii, termenul definește și înseamnă ucidere în masă, ucidere totală, exterminare. Vă mulțumesc!